Această emisiune vă este oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara. Bună ziua și bine v-am regăsit! Oricine poate să apese niște clape la pian, așa cum am făcut-o eu mai devreme. Dar nu oricine știe să cânte atât de frumos cum o face Cosmin Mihalache. Cine este Cosmin Mihalache? Aflăm imediat! Pe vremea când alți copii abia învățau să numere și să citească, Cosmin Mihalache învăța să cânte la pian și se iniția în tainele notelor muzicale. A primit un pian și a început să exerseze, iar acum a ajuns cunoscut pentru compozițiile sale în toată țara. Când ai început să cânti? Când ți-ai descoperit pasiunea pentru muzică? Mama mea, la vârsta de când am avut 7 ani, s-a gândit ca pe lângă o școală ce avea să urmez, să mai am și o activitate extracurriculară, sau mai degrabă un hobby. Și a considerat că cel mai adecvat mie ar fi o școală de muzică. Și m-am înscris la instrumentul pian, am intrat, am observat școala de muzică de la noi din oraș. După aceea am continuat singur, n-am mai urmat alte studii în domeniu. De ce pian și nu altceva? Tot mama a hotărât atunci, eram prea mic să hotăresc eu. Ea spunea pe atunci că ar fi cel mai complex instrument și cumva m-ar prinde cel mai bine. Acum ce cel mai prinde, nu știu ce sens avea atunci, dar a avut dreptate în orice caz. Îți place? Da, normal, bineînțeles. Părinții și aveau și ei ceva în comun cu muzica? Mama studiase violoncelul. A studiat timp de un an sau doi în școala generală și a activat în corul bisericii cam 3-4 ani. Deci ai moștenit puțin talent de la ea? Da, puțin și de la ea, probabil. Și cum ai continuat? Clasa 8, adevărat că a fost o scurtă pauză, n-am fost la toate orele, am fost la foarte puține, nu mai știu exact ce probleme au fost pe atunci. În clasa 9 am participat la Balul Bobocilor. Și apropo de impresionare, am ales, bineînțeles, să cânt la orgă. Și acela a fost probabil cel mai mare impuls atunci când am spus da. Când am văzut reacția publicului, am rămas și eu foarte surprins. A fost prima dată când ai apărut pe scenă? Am mai fost pe scenele din cadrul școlii, când organizam serbări sau alte activități care implicau părinții noștri, deci un public destul de restrâns. Iar mai apoi, da, prima oară când am fost pe o scenă mai mare a fost atunci la Balul Bobocilor, în clasa 9, da. Și cum a fost? Ce ți-aduce aminte de atunci? Mi-aduc aminte că pur și simplu au fost foarte multe țipete, foarte multe urlete de bucurie, nu de altceva. Și nu am cântat pian simplu. M-am gândit să pun și un instrumental, să fie și bas, să fie și cumva să fie mai modern, am zis să schimb. Și reacția am văzut că a fost foarte plăcută, cu mult peste ce mă așteptam eu. Rampa de lansare pentru Cosmin Mihalache a fost însă concursul Românii au talent. La România au talent, cum ai ajuns? La România au talent, eu sincer n-am văzut primul sezon. Mai apoi, prin martie sau aprilie în anul respectiv,
am început să cânt la orgă și să fac niște cover-uri după piese mai renumite, mai cu notorietate mai mare. Mai apoi mi-au zis niște prieteni, pune videoclipuri pe YouTube, vezi că este România, au talent, uite-te, du-te, du-te. Primi foarte multe, nu știu, păreri că ar trebui să mă duc acolo, am hotărât să mă duc. Mai apoi mi-am dat seama că nu aveam instrumentul necesar. Eu cântase la pianul de dincolo, este un pian clasic, are aproximativ 400 kg, nu aveam cum să-l cărăm. Și exact cu două săptămâni înainte sau cu o săptămână mi-a cumpărat bunica pianul acesta să pot să particip. Am auzit că a fost un... Am citit și eu prin ziare și am aflat că a fost un efort pentru bunica. Da, a fost destul de mare, a fost și brusc. Într-un timp foarte limitat, am crezut că poate nici nu ajunge pianul în timp. El a ajuns după vreo 3 zile și am avut la dispoziție, probabil, cred că nu, 5 zile sau 4 zile de repetiție am avut înainte de concursul propriu-zis. Și cum a fost, greu? Da, am avut niște emoții foarte mari pentru că mi-am dorit foarte mult să fiu acolo. Foarte mult mi-am dorit să ajung, am visat în toate felurile posibile. Și a fost frumos, a fost și greu, foarte multe sentimente, nu le pot descrie, în orice caz îmbinate, provocat o stare euforică imensă. Ce a însemnat pentru tine România au talent? Cel mai important pas în cariera artistică, probabil și pasul cel mai de referință de până acum, cumva de acolo a pornit tot. Ți-a influențat viața într-un fel? Da, în foarte multe, foarte multe feluri. Până acum, Cosmin a înregistrat deja mai multe piese și are și câteva videoclipuri. Nu este însă nici unul realizat într-un studio renumit care să-i asigure și promovarea la posturi de radio și TV. Toate sunt însă postate pe YouTube. Ai și câteva piese scoase? Da, am mai multe, dar bine, majoritatea sunt cover-uri și am și vreo... Bine, am 12 compoziții proprii, dar pe internet sunt postate 5 sau 6, parcă. Ai și videoclipuri la ele? Da. Am 3 videoclipuri sau 4 videoclipuri. Două dintre ele filmate de mine. Am considerat că mai bine aș transmite eu decât dacă am filmat în alte cadre. Chiar dacă nu este o cameră foarte performantă, mai mult am vrut să se vadă imaginea în sine cu detaliile pe care le văd eu. Iar restul sunt videoclipuri profesionale, filmate profi. Le-ai difuzat undeva sau? Difuzate de YouTube. La televizor nu au fost. Au fost, în schimb, promovate și de către cei de la ProTV, Cancan, Libertatea, Click, mai multe ziare, presă. La radio? La radio nu am auzit, în schimb în câteva cluburi din Timișoara, în câteva localuri, am rămas chiar surprins. Și într-un cămin, când am trecut pe acolo, am auzit piesa, m-a bucurat, nu vă dați seama. De ce ar trebui să faci ca să ajungi să le promovezi la radio sau mai departe, să meargă în toată țara, în toată lumea? Asta depinde, până acum la o singură piesă am lucrat și am sperat să ajungă în acest stadiu. Restul proiectelor nu au fost atât de mari, au fost puțin mai mici, cumva au fost proiecte personale. Am încercat să transmit, am avut un public țintă, am transmis exact cui voiam și ce voiam. Deci, efectiv, nu m-am gândit să ajung într-un anumit stadiu. Acum am două proiecte, pe săptămâna viitoare trebuie să iasă și sperăm să fie difuzate și la televizor și la radio. Lucrez împreună cu o casă de producție sau...? Nu. Nu ar trebui? Nu ar fi indicat pentru promovare? Ar fi indicat, dar sper cumva, mă gândesc că mi-ar afecta stilul în momentul de față. Am prieten cu care colaborez, chiar doi și nici nu mi-ar trebui mai mult de atât. Adică, efectiv, sunt exact ceea ce îmi trebuie pentru a aduc completare la ceea ce muncesc eu. Piesele compuse de tine, spune-mi, povestește-mi despre ele, ce tema au, ce... Prima piesă scoasă este Emotions, probabil da, și cea mai cunoscută. Acolo, bineînțeles, este vorba despre emoții. Piesa a fost compusă exact înainte de emisiunea România au talent. Și cumva este starea pe care o aveam eu atunci. Emoții. Da, de toate felurile. Mai apoi a urmat o trilogie de dragoste din Maria, Alb și Legați de Apus. A fost o piesă despre orașul natal, Hunedoara, cum l-am văzut eu. Iar mai apoi cover-uri. Dar în general fiecare compoziție proprie spune ceva. Sper eu să transmită o stare. Adică chiar dacă nu transmite starea pe care o simt eu, în orice caz, stările oamenilor văd că sunt cam asemănătoare. Deci asta e de bine. Cât timp lucrezi la o piesă?
Bai, depinde. Poți să lucrezi și o zi, câteva ore, două luni, trei luni. Acum depinde, sunt și foarte perfecționist. Dacă scot o piesă și îmi place cum sună, se prea poate ca după două, trei ore să mai am de completat ceva. Mâine la fel, până la fel, se pot sta și 5-6 luni. De-aia cumva încerc să ascult de cât mai puține ori după aia, ca să nu mai am nimic de adăugat. În general, uneori când complici lucrurile, nu e neapărat bine. La care piesă ai lucrat cel mai mult? La cea pe care o voi scoate acum, joi, vineri. Care se numește? Blow My Piano. Este total diferit față de ce am făcut până acum. Este stil dubstep. Și piesa Emotions a avut tente de dubstep, dar aceasta este mai evidentă în toate sensurile ei. Ce te-a influențat? Pur și simplu starea de spirit, tot ce este în jurul meu, ce trăiesc, ce văd, ce citesc, ce... efectiv, aceste lucruri. Care-ți este cea mai dragă piesă? Toate îmi sunt dragi și nu pot să zic una în mod special. Și dacă v-aș spune acum una, peste câteva zile probabil vă voi spune alta. În general, majoritatea. Și la fiecare aș avea de completat ceva acum. Dar de toate. Tânărul stă cu orele în fața pianului, lucrând. Fie zi, ori noapte. Din fericire, are o familie care îl înțelege și vecini răbdători. Lucrezi ziua, noaptea, oricând? Oricând. Și vecinii? Am avut ceva tangențe de ordin negativ, inevitabil, dar mai apoi mi-a luat niște căști profesionale și cânt la căști, conectez pianul. Și în timpul zilei, când sunt ore puțin mai accesibile, cânt și așa. Mai trebuie să lucrez, să mixez pe boxe și nu merge decât la căștinări. Și pe nu-i deranjează, efectiv nu se aude. Familia la început, când nu erau căștile? A fost... Inseamnă încântat, vă dați seama, s-au întâmplat. Adică a fost ceva... a reprezentat o noutate. Na, frumos. Mai apoi, devenea nu neapărat un stres, dar provoca puțină neliniște și aici putem preciza somnul, concentrarea și alte lucruri.
Cosmin Mihalache concertează mai mult în Timișoara și București. Ești invitat să cânți la diferite evenimente? Da, da, da. Și, și evenimente publice și evenimente private. Ce fel de... Adică unde cânti? Unde te poate vedea lumea cântând? În ultima perioadă și în viitor cel mai mult am activat și o să activez la Timișoara și la București. Cred că am avut și mai multe concerte. Am avut și în Hunedoara, cele mai multe anul trecut. Cele mai multe câteva, spun așa ca număr. În Hunedoara am avut aici tot câteva evenimente private. Cam atât. Nu se organizează foarte multe aici, de asta probabil nici nu sunt. Nu știu, la zilele unor orașe sau am fost la... anul trecut, ultimii doi ani nu am mai fost. Și la Timișoara unde? În club sau... Am fost, da, și în cluburi, am fost și la anumite cafenele, și pe scene. În Timișoara am fost în mai multe locuri, chiar de tot felul de evenimente am avut parte acolo, în care am fost invitat. În prezent, Cosmin Mihalache este student în anul 2 la Facultatea de Științe Politice, Filozofie și Științele Comunicării de la Universitatea de Vest din Timișoara. Ești la Facultatea de? Științele Comunicării, Filozofie și Științe Politice. De ce domeniul acesta? Pur și simplu, de mic am fost am avut înclinații umanistice. Partea de real niciodată nu mi-a spus nimic, nu mi-a transmis nimic și nici eu n-am dovedit-o. Prin chiar absolut n-am avut niciun rezultat în domeniu. În schimb, de mic am fost iubitor de limbii și literaturii române, al englezei. Deci cumva de prin clasa a doua, a treia, inclusiv mama și-a dat seama că nu prea am tangențe cu materiile realiste. De ce nu ai dat la muzică? Da, mulți m-am întrebat de ce n-am dat la conservator. Nu știu, m-am gândit că momentan n-am bazele a ceea ce vreau să fac mai departe. Mi-am format deja stilul propriu. Bineînțeles, dacă ajuns la conservator, asta nu însemna că ar fi fost mai rău în niciun caz. Dar îmi dat seama, am realizat că în timpul ăsta liber pe care l-aș avea, aș putea lucra la mai mult la instrumentale, la negative, la altceva pe lângă pian. Că pianul simplu deja nu mai este apreciat la valoare cum era acum sute de ani. Trebuie tot timpul adăuga câte ceva, improviza câte ceva și m-am gândit ca în timpul ăsta liber să-mi improvizez eu ce consider, să-mi formez propriul stil. Pe viitor vrei să îți urmezi o carieră în muzică sau în ceea ce faci la facultate? Dumnezeu știe, eu sper în muzică, eu sper cumva să le îmbin pe ambele, dacă se poate. Acum este și în funcție de timp, nu știu exact ce va fi peste ani, în orice caz sper să fie bine. Eu acum da, bineînțeles, muzică, aștept în cariera muzicală să mă lase să continui. Cel care aprobă fiecare piesă compusă de Cosmin Mihalache este prietenul său din copilărie, Răzvan Popa. Răzvan a fost alături de Cosmin încă de când acesta a pus pentru prima dată mâna pe clapele unui pian. De cât timp îl cunoști pe Cosmin? Îl cunosc pe Cosmin încă din clasa 1. Eu sunt prima persoană care primește videoclipurile, prima persoană care primește melodiile. El așteaptă tot timpul părerea mea și tot timpul laud, pentru că amândoi știm că el reușește. Și cum a evoluat el? Cum îl vezi tu așa în timp? O să ajungă mare. Am încredere în el și sunt încrezător că o să ajungă ceva. Prima dată când a început să cânte, ți-aduci aminte? Da, prima dată când l-am auzit cântând a fost la Balul Bobocilor, în clasa 9 la liceu. A avut o prestație foarte bună. Toată lumea era în delir. Înainte de a-l vedea pe scenă, tu știai că el cântă? Da, încă din clasa 1, de când ne cunoaștem, el era cu pianul, era cunoscut pentru faptul că el cânta la pian. Care piesă îți place cel mai mult? Ultima piesă, deja tu ai ascultat-o, am ascultat-o și pot să zic că e cea mai frumoasă piesă a lui. De ce? Ce are special? Este modernă și chiar este genul pe care îl ascultăm noi, tinerii, și ne place foarte mult. Ce fel de om este Cosmin? Cum este el? Este o persoană energică,
este o persoană înțelegătoare și este foarte bun și a ajuns să fie unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Ați fost și colegi de școală sau? Am fost colegi din clasa 1 până într a 9-a, după aia colegi de liceu și la facultate am fost în primul an colegi de cameră la Cămin. V-ați înțeles, ați dat împreună la aceeași facultate? Da, cam facem orice împreună. Acolo în Timișoara a ajuns să fie cunoscut? Da, foarte multă lume îl cunoaștea și chiar am rămas impresionat că mergem prin oraș și lumea se uită după el, îi cere autografe și e o senzație tare. Iar cu astfel de prieteni alături, Cosmin are șanse mari să ajungă departe. Ce înseamnă muzica pentru tine? Înseamnă majoritatea stărilor și sentimentelor pe care nu le pot exprima verbal sau fizic. Și în momentul acela, muzica îmi spune restul lucrurilor pe care le simt în interior. Ce simți când ești pe scenă? Stare de euforie foarte mare, emoții, bineînțeles, stare de mulțumire la adresa mea proprie, care nu le-am de cel mai multe ori fiind perfecționist. În orice caz, este un sentiment foarte plăcut. Doar de bine.
Această emisiune v-a fost oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara.